Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus punctul PI. Nu voi prelungi suspansul din această seară, voi dezvălui invitatul meu încă de la începutul emisiunii. De fapt, am făcut-o chiar de la sfârșitul jurnalului. Invitatul meu din această seară este viceprimarul cu atribuții de primar, Fănică Bârlă. Bună seara, domnule Bârlă, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, vă mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Domnule Bârlă, a mai trecut ceva vreme de când ne-am văzut ultima dată. Ce se mai întâmplă la primărie? Neapărat prima întrebare trebuie să fie legată de faptul pe care mi l-a semnalat un cetățean în urmă cu o zi sau două, nu mai amintesc foarte bine. Unde fumați în primărie? Jos, în curtea interioară, am pus și băncuțe. Când vin la servici, ultima țigară o fumez în fața primăriei. Deci sub nicio formă. Eu am spus că n-am simțit miros de fum de țigară, aș fi spus-o dacă simțeam. Nu. Deci nu se mai fumează birou... în primărie. Nu, cu siguranță nu, iar în birou la mine din ziua în care s-a aplicat legea după 16 n-am mai fumat o țigară, nici măcar seara, rămân seara 6-7 tot afară mă duc. E mai simplu, mai mă și recreez. Iar ca evoluția proiectelor pe care le-ați început, fie dumneavoastră, fie fostul primar Constantin Boșcodeală, cam în toate sunt în grafic. Toate sunt în grafic, nu suntem întârziați decât cu o săptămână de ploaie cu partea de asfaltare, deci nu de peticire, de asfaltare. Atâta ne-a întârziat, am deschis stația de bitum și a trebuit să o închidem 6-7 zile, după care iar am deschis. Da, chiar povesteam la un moment dat cu domnul director de la Urbis, era tare necăjit din acest motiv, pentru că mai avea un pic și termina parcarea de pe Averescu. Avem planurile făcute, avem proiectele făcute, avem clar ceea ce avem de făcut în această perioadă, avem și materie primă, am și fonduri la primărie care să le asigur funcționarea corectă, doar vremea ne poate încurca, în rest nu ne mai poate încurca nimic. Pentru că tot vorbim despre asfaltări, deși îmi focusem un pic un alt plan, vreau să vă întreb, pentru că sunt tot felul de probleme care se ridică cu privire la strada Patriei. Se va asfalta în totalitate, adică inclusiv porțiunea de până în Casa Albă, mă refer de la intersecția cu Bulevardul Unirii, până la Casa Albă, inclusiv stradă, inclusiv trotuare? Deci eu am știut inițial la prima discuție cu domnul Dunel că se va asfalta strada Patriei din Unirii până în Vulcani. Asta însemnând trotuare, complet asfaltate, borduri noi și carosabilul. Am ascultat în reportajul dumneavoastră că domnul Burada a spus că va trece și pe partea cealaltă, ceea ce este foarte bine, este salutabil. Deci înseamnă că atunci când s-a discutat de Patrie, s-a discutat cap-cap, plus democrației, plus viilor, și atunci este un lucru în plus față de ce l-a anunțat eu inițial, ceea ce este un lucru foarte bun. Da, eu mă bucur foarte mult. Și vă spun și de ce. Avem un coleg care locuiește chiar acolo, în zona respectivă, și ne spunea că nu partea carosabilă, trotuarele acolo nu s-au mai asfaltat de 30 de ani. Domnul Burada este un director foarte bun. E destul de controversat, dar este un director foarte bun. Tehnic este foarte bun sau manager este foarte bun. S-a făcut Colonel Buzoianu integral. Este normal, dacă se face și Patriei integral, avem două sensuri care sunt cele mai importante bretele dintr-o parte a orașului pe Muchi. Da, deci care sunt foarte, eu chiar am rămas plăcut surprins. Eu așa știam, așa a fost, sau ei nu s-au exprimat bine, eu știam doar de, așa am și spus. Din Unirii până în Vulcani. Dar dacă este din Vulcan până la Casa Albă, este mult mai bine. Numai să înceapă și democrației, să o și terminăm, și să înceapă și viilor. Și să o și terminăm. O să vorbim îndată și despre democrație. Podul Drăgăicii. La un moment dat, într-o discuție pe care o aveam, chiar nu mai mi-aduc aminte dacă era filmat interviul sau efectiv stăteam de vorbă, îmi povestează despre faptul că pe podul Drăgăicii mai trebuie găsite câteva soluții pentru a nu se mai infiltra apa, pentru că apa este cea care strică practic asfaltul. Bine, și transportatorii, am filmat și noi un astfel de transportator zilele trecute, de marfă mă refer. De tonaj foarte greu.
Da, exact. Mai, colegii mei spuneau că deja se asfaltează, n-am trecut prin zona. Opretea, partea de ieșire din oraș spre București. Urmează și partea cealaltă? Cu siguranță, evident. Deci tot podul va fi reabilitat. Va însă fi se vor reparat. Căuta și aceste soluții tehnice? Soluțiile s-au făcut prospecțiuni. Deci nu provine acele găuri, gropi, nu proveneau, acele cratere nu proveneau din infiltrație, de jos în sus, proveneau din diferența între grinzi și din cauza traficului foarte greu, acolo se rupe. Acum se pune material și în acea zonă. Au fost două variante constructive, cu membrană și fără membrană. Un drumar vechi și cu foarte multă experiență de la drumuri naționale, cei care au făcut mii de kilometri, au spus că nu este necesar pentru ce facem noi acum. Aceasta este doar o reparație de bună calitate care trebuie să o executăm. Nu este reparație generală. Cum facem Patria, e reparație generală. Terenul este stabilizat, e stabil, atunci turnăm covor asfaltic, el trebuie să reziste minim 5 ani de zile cu garanție. Podul la o intervenție, reparație capitală presupune mult mai multe. Așezarea din nou a fermelor, mi-a spus, e o grozăvie, dar așa cum se lucrează acum, el va rezista foarte bine, stratul de bitum nu este foarte, foarte mare, deci nu va avea foarte mari forfecări și dacă îl îngrijim atât din punct de vedere al interzicerii traficului foarte greu pe acolo sau facem într-un fel cu poliție locală, trebuie să facem un efort, să vedem în ce condiții se prezintă în toamna și în iarna asta ca să se știe următorii primari, viceprimari ce au de făcut. E destul de greu să interziști traficul greu acolo, având în vedere că, în primul rând, e un hipermarket cu materiale de construcții foarte aproape de podul respectiv. În al doilea rând este zona industrială unde încă mai sunt fabrici și așa mai departe. E greu, e destul de greu. Sunt drumari, e poliția rutieră, au specialiști în fluidizare. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsim o soluție, nu e singura. Este, într-adevăr, cea mai importantă trecere, dar cum nu se mai intre din variantă, cum nu se mai intre pe bariera Ploiești, atunci deja descărcăm pe partea altă. Sunt 7-8 kilometri făcuți în plus, dar probabil că merită acești 7-8 kilometri. Traficul greu și transportul greu nu vine pe 5 kilometri, vine de la sute de kilometri. Nu cred că de la Timișoara, de la Arad, de la București, mai faci 7 kilometri în plus. Deci nu va fi un mare disconfort chiar să nu se mai circule pe acolo. Și restricționare există. Oamenii respectă. Când vin la autorizări, le spunem pe unde s-o ia și noi o pe acolo. S-au constatat și s-au depistat și s-au prins și s-au făcut procese verbale, mai trec basculante mari pline cu, sau treceau pline cu piatră, cu balast, de astea de 38, de 40 de tone, ele au 28 de tone, pe ele întotdeauna ARR-ul le găsește 30-40 de tone. Asta chiar sunt un pericol pentru orice pot. Da, e adevărat. Ieri, la ședința de Consiliu Local, a avut loc o discuție între dumneavoastră și consilieri pe de-o parte, între consilieri și domnul director de la Urbis, domnul Burada, cu privire la câinii fără stăpân. Ce se întâmplă în acest moment? De ce primăria nu mai poate prelungi contractul pe care l-avea cu medicul veterinar? Pentru că înțeleg că, pe de-o parte, primăria avea o parte de contract cu medicul acesta veterinar, iar pe partea cealaltă, Urbisul avea o altă parte de contract. Ce se întâmplă acum și ce se va întâmpla pe viitor? Domnului Burada, în mod absolut obiectiv, nu prea a convenit această decizie pe care încercăm să o luăm din partea primăriei. Nici nu, dar e de condamnat, având în vedere cât e de grea problema asta. E de plâns Urbisul la acest pas. Dar judecata este simplă. Primăria este administrație publică locală, are foarte multe
legi speciale și specifice care restricționează orice formă de achiziție. Nu intru în detalii, nici nu le știu foarte bine, dar am rapoarte în față în care mi se spune de ce așa, nu de ce așa. Da. O societate comercială, chiar dacă are capital integral de stat, adică noi, Consiliul Local, suntem, are mult mai multe facilități și este mult mai abilă să-și creeze legal cadrul de a putea să funcționeze într-un serviciu de acest gen. De aceea, toate unitățile administrativ-teritoriale își externalizează serviciile. Asta înseamnă o externalizare a serviciului integral la... Deci noi am preluat o parte din efortul lor prin acest contract cu medicul. Numai că acest contract n-a fost foarte, foarte bine gândit. Legislația, codul fiscal sau se completează în fiecare zi. Și atunci externalizarea totală a acestui serviciu către o singură entitate este mult mai eficientă. Bineînțeles că îl vom ajuta, i-am aruncat în cârcă lui domnul Burada încă o sarcină fără să-i găsim și să-l ajutăm, să-l sprijinim. Ne e mult mai ușor să-l sprijinim decât să facem noi o jumătate de treabă și el o jumătate de treabă. Să sperăm că și legislația ne va ajuta pe toți în toată România. Ați încercat în alte județe să luați legătura cu primăriile, să vedeți la ei cum se procedează, care sunt soluțiile, pentru că înțeleg că și vedem cu toții, cu ochiul liber, ați recunoscut-o și dumneavoastră, Buzăul e din nou plin de câini după ce acum 2 ani începusem deja să răsuflăm ușurat. Deci de la 3800, teoretic, aproximativ, este o dată destul de certă, dar totuși nu foarte certă. Erau în jur de 3700-3800 de câini pe care încercam să-i gestionăm. După ce s-a aplicat această lege, cu tot ceea ce spune ea, cu eutanasiere, cu tot, în 6-7 luni de zile ajunsesem la 1500 de câini. Acum am depășit numărul de 3800, din păcate. Pentru că acum a venit cineva și mi-a spus, domnule, e o zonă în care sunt numai căței foarte mici. Oamenii din bloc spuneau, domnule, a fost una gestantă, dar n-a făcut 20 de căței. Corect. E clar că acești căței sunt scoși tot din... Este un plan care trebuie generalizat, trebuie făcut la nivel național. Adică și la Buzău, și la Berca, și la Mărăcineni, trebuie să fie aceeași unitate de măsură. Pentru că dacă îți vin câini de la Mărăcineni, s-adună la Buzău. Dacă îți vin de la Vernești, s-adună la Buzău. O mașină cu 5-6 câini poate trece ușor neobservată. Noi nu avem unde să-i cărăm, noi suntem municipiu. Noi nu putem să facem așa ceva. Și dacă îți vin în fiecare zi 20-30 de câini, în 20 de zile deja s-au făcut 400 de câini. 400 de câini pe raza municipiului, dar sunt 20 de colo, 10 de colo. Am stat, am făcut pândă, am trimis poliția locală acum 4 ani, acum 3 ani, am trimis poliția locală pe dig. E foarte mare dig, este foarte greu să-l supraveghezi. Nici șoseaua aia nu este grozavă să poți să alergi cu mașina după ei. E foarte greu să pândești pe cei care aduc câinii, plus toți câinii care ies din curțile oamenilor, pentru că nu sunt inventariați, nu sunt sterilizați, nu sunt... Deci, asta este o problemă, dar demografic, atâta timp când nu există posibilitatea de a reduce numărul lor, inclusiv printr-o metodă care nu este civilizată, este o metodă puțin barbară, dar auzeam pe cineva la televizor și mi-a plăcut foarte mult, nici măcar nu știu, cred că e unul dintre cei care mă înjură în fiecare zi, dar a spus o expresie foarte frumoasă: omul este în vârful lanțului trofic, omul este în vârful piramidei, omul este mai important decât orice. Da, așa este și dincolo de om, să ne ferească Dumnezeu de un caz așa cum s-a întâmplat în urmă cu 2 ani în București. Trebuie să știe toți oamenii din municipiul Buzău, toți iubitorii de animale și toți neiubitorii de animale, un asistat social la cantina socială a municipiului Buzău, în care condițiile nimeni nu l-a criticat, deci e clar că sunt niște condiții bune de trai, am mâncat și noi din mâncarea și e grozavă, vă spun eu. Masa lunară pentru un asistat este echivalentul la o îngrijire a unui câine într-o lună de zile după legislația actuală în vigoare. Nu costă mai puțin. Un câine în padoc ne costă, cu ce înseamnă tratament, dacă e și cu sterilizare, dacă e, cum spune la carte, costă cât un asistat social. Deci dacă avem 800 de asistați sociali, același, și este și scriptic, aceeași consum de bani îl au și 800-1000 de câini.
Da, e clar că nu. Noroc că nu sunt 800.000 de câini în padoc, pentru că nu încap. E, a venit vorba de padoc, deja aflăm că toată povestea asta cu câinii se transferă, iată, către Urbis. Ar putea în acest moment să fie un pic lărgită această echipă, eu știu, să fie doi hingheri în loc de unul, să căutăm doi medici în loc de unul și să încercăm să deschidem cumva și padocul din Simineasca, dacă tot nu mai putem face față câinilor. Dar îi ducem în Simineasca și hrănim mai mulți. Într-o armonie normală a legii, ar fi mai important, ar fi doi medici și un singur padoc, pentru că un padoc e suficient de mare să tranzitezi câini, dar atâta timp când nu trebuie să-i doar să-i aduni și să ai grija lor, e clar că și al doilea padoc s-ar umple în 10 zile și pe urmă ce vom face? Da, într-adevăr. Avem un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Bună seara, doamna Mirela! Vă ascultăm! Fac o întrebare și dumneavoastră și domnului Bârlă, că-i viceprimar de mult, la Buzău. Înainte, pe timpul lui Ceaușescu, câinii erau adunați și băgați la industria pielei. Domnul Bârlă, că ai viceprimar și primar din Terimar, și a solicitat vreodată să facă o fabrică de pielărie, că era acolo lângă Abator, lângă cimitirul ăla, a făcut o propunere să facă o fabrică de pielărie și să facă piele pentru încălțăminte, pentru blănuri și să adune câini acolo, să-i adună. Și o întrebare care este foarte interesantă, gândirea omului după pământul ăsta. Ce-i mai important? Să omoare un om sau să omoare un câine? Și cine-i vinovatul care omoară omul și cine-i vinovatul care omoară câinele? Una. A doua să vă spun. Stați o secundă. V-ați notat pe o hârtie și nu găsiți unde v-ați notat, nu, să ne întrebați, nu? Nu vorbesc la telefon direct cu dumneavoastră. Dar problema este că m-am reținut la o vorbă. Deci a făcut o întrebare în Parlament, că este parlamentar. Este buzoianul nostru care am votat la PSD. Așa. Domnul Bârlă este viceprimarul cu atribuții de primar. Bun. Acum asta o iertăm, că e viceprimar cu atribuții. Nu e parlamentar. Bun, n-a fost. Tot în oala între toți. Și problema este altceva. Dacă moare un om, câine la omoare un om, cum a făcut ăla... Bun, cine trage la răspundere câinele? Haideți că îl rugăm pe domnul Bârlă să răspundă. Păi care e mai vinovat? Câinele sau omul că te omoară pe dumneata? Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Îndată o să rog pe domnul Bârlă să vă răspundă, deși sunt convinsă că numai la auzul întrebării dumneavoastră, iubitorii de animale s-au zbârlit precum aricii, dar vom încerca să răspundem. Sau zbârlă. Sau, da, da. Nu, nici să pune problema vreodată să gândească vreun om civilizat să mai facem piele din câini. În România secolului 21 nu se va pune problema niciodată. E o întrebare cu tâlc. Este un om în vârstă, dar are mintea ascuțită. Omul este vinovat că omul este mușcat de câine. Nu, câinele este vinovat că omul este mușcat de câine. Omul este vinovat. Și ca să închei și cu ultima întrebare, de data asta Parlamentul are o bilă albă, a scos o lege foarte bună, numai că ea a fost întoarsă în Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a tăiat din această lege tocmai ceea ce ne permitea să păstrăm o demografie controlabilă la câinii fără stăpân. Dar pe mine mă uimește un lucru și am să o spun eu. Iubesc foarte mult animalele. Nu am acasă pentru că nu-mi permite spațiul, însă chiar iubesc animalele foarte mult. În perioada în care legea funcționa cu acel paragraf de 14 zile, da, în 14 zile, dacă nu este revendicat de nimeni sau adoptat, câinele este eutanasiat. În perioada aceea, iubitorii de animale, asociațiile pentru promovarea drepturilor animalelor, dădeau buzna la padoc. Vrem să adoptăm, dar acum de unde au dispărut? De ce nu mai doresc să adopte? Că e padocul plin.
adoptau doar din dragostea pentru animale și le reda înapoi. Ele ajungeau, acele animale ajungeau. Și acum sunt oameni care au avut grijă de câte un câine în fața blocului. Noi îi adunăm, că îi adunăm pe toți, nu facem selecție cine, ce și cum. Să fac intervenții, să fac presiuni, e al meu, îl am, am poze cu el, uite, am poze cu el. Îl dăm omului de bună credință și vecinii ne sună pe apărut câinele înapoi. Grijă mare, că asta poate însemna dosar penal fără nicio glumă. Nu, să fac documente, pentru că omul dacă... Păi da, da, omul dacă eliberează câinele pe domeniul public și l-a luat pe semnătură proprie, răspunde în fața legii. N-avem ADN-ul câinelui și n-avem nici CNP-ul câinelui și nu este nici microcipat ca să putem să-l identificăm. Aici este problema. E o problemă care e fracturată și fracturată intenționat. Tocmai se... E o foarte mare problemă. Mă gândesc eu să fiu medic veterinar. Încerc și la 14 zile fac cum spunea legea care a fost amendată. Ce se întâmplă? Cine și asumă riscul ăsta? Cine? Nimeni, nici măcar medicul veterinar, asumă, iată, care ar putea libertate. Să scrie pe o hârtie că e bolnav și să le eutanasieze, da? Nu, dar e vorba de libertatea lui. Atâta timp cât este atât de interpretabilă și atât de mediatizată acest lucru și atât de vocal sunt acești iubitori de animale care, cu tot respectul, ei iubesc animalele, dar nu găsesc și soluție prin care trebuie să nu mai fim obligați să fim mușcați de câini. Că noi nu mușcăm câinii. Câinii de ce ne mușcă pe noi? N-ar trebui să existe un echilibru chiar între om și câine. Să lăsăm lanțul trofic în care omul este în vârful piramidei. Dar omul nu-l mușcă pe câine. Omul are voie să atingă de câine. Omul nu are voie. Ia amendă dacă dai cu piatra într-un câine. Dar câinele te mușcă și nu ia nici amendă, nici nu le eutanasiezi, nici nu faci nimic. Da, să sperăm că se vor găsi soluții la nivel înalt, pentru că acolo trebuiesc mișcate lucrurile. Aici, la nivel local, cred chiar că nu ar trebui Parlamentul să forțeze încă o dată, să schimbe fiecare frază din lege, să o pună aceeași lege, dar să-i modifice toate frazele, să le pună altfel. Și atunci au voie să o bage în Parlament și să mai încerce încă o dată. Dar trebuie să existe și voință. O să rog pe telespectatorii care doresc să intre în legătură telefonică cu noi să nu mai sune pe numărul de mobil care apare pe ecranul televizoarelor noastre. Sunați pe numărul de fix dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi. Un alt subiect despre care eu am vorbit foarte mult și vorbesc de vreo 2 ani de zile, Bulevardul Bălcescu. Care a fost, ca să explicăm telespectatorilor cu subiect și predicat, care a fost motivul pentru care a fost propus un proiect pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local pentru redeschiderea Bulevardului Bălcescu? Pe ce idee s-a mers? Deci, serviciu tehnic și de gospodărie comunală, deci funcționari ai aparatului de specialitate din primărie, mi-au adus la cunoștință că odată cu deschiderea străzii lucrărilor pe Strada Democrației, având în vedere și tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, în care au crescut foarte mult numărul de automobile în municipiul Buzău, în care transportul public local de persoane funcționează în condiții normale, cel puțin până la ora 6-7 seara, chiar și transbuzul sâmbăta și duminica, deci îngreunarea foarte mult a tranzitului pe Spirul Haret, m-au convins că pot să mă gândesc la o variantă, măcar pe perioada deschiderii lucrărilor pe democrație, o lună, jumate, două luni, să fac acest pas. Dar nu mi-erau suficiente. Și la aceste propuneri care mi-au, această propunere care mi-a venit din serviciile de specialitate, am încercat să mai caut și alte argumente ca să pot să am cât mai multe argumente, să pot să judec singur dacă este sau nu este fesabil această idee. Acum 11 ani, când s-a deschis, s-a închis bulevardul, nu aveam trotuarele făcute. Erau trotuarele destul de înguste și destul de demolate, de dărâmate. Și știți foarte bine că acum 2 ani de zile de-abia s-au reușit refacerea integrală a bordurilor, a trotuarelor pe Bălcescu. Deci faptul că trotuarele acum sunt foarte generoase, în care merg câte 4 cărucioare unul lângă altul, pe un sens sau pe celălalt, ar fi putut crea posibilitatea pentru o perioadă limitată de timp, pe care n-a vrut nimeni să o asculte și să o înțeleagă. Mi-au pus în gură foarte, foarte multe lucruri.
Multe din ele erau adevărate, dar nimeni n-a vrut să prindă esența, pentru că toată lumea care nu simțea stresul acelei circulații și n-or să simtă ce o să întâmple, că nu o să mai poată traversa din Doroban spre Micro 14, au vrut bulevardul închis. Ceea ce va rămâne bulevardul închis. O să continuăm. Dar măcar obiectivitatea cu care eu l-am propus aș vrea să se cunoască. Asta a fost și motivul pentru care v-am întrebat punctual. De ce? Luăm un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi, după care mai am două întrebări cu privire la bulevardul Bălcescu. Alo, bună seara! Bună seara, să rămâne, stimată doamnă. Bună seara! Bună seara și invitatului dumneavoastră. Mă numesc Viorel Neagu, sunt din Dorobanci 1 și am mai multe întrebări pentru domnul viceprimar cu atribuții de primar. O să le răspund pe la fiecare în parte ca să nu pierd șirul. Bun, atunci foarte pe scurt. Haideți, vă ascultăm. Prima care este a fost spre vorbire la dumneavoastră este referitoare la Bulevardul Băcescu. A fi sau nu a fi deschis circulație în weekend? Când s-a închis, s-a întrebat ceva? S-a făcut vreo campanie de genul ăsta când a fost închis? Nu țin minte, eu eram consilier, n-a fost o dezbatere publică în sensul ăsta. Facebook-ul cred că nici nu exista. Da, se poate. În Iași, de obicei, sâmbătă și duminică se închide bulevardul, se fac niște activități foarte frumoase pe bulevardul respectiv și e ceva minunat. Dacă vreți să faceți o dezbatere în sensul ăsta, o puteți face. Este super, super în regulă. Adică, ce facem? Închidem bulevardul, dar aducem picturi, aducem muzicieni, aducem ce vrem noi. Ce înseamnă cultură, ce înseamnă artă. Dăm o utilitate mult mai amplă. Să-i dăm o utilitate. Dacă tot îl închidem. Nu trebuie să mergem cu motoarele, nu trebuie să mergem cu mașini, nu trebuie să mergem cu nu știu ce atunci când este închis. Deschis. Când este închis, trebuie să facem ceva frumos. S-a mai încercat, au fost concursuri de desene, au fost evenimente pentru copii, s-au mai întâmplat. Asta a fost ca și, mă iertați că îndrăznesc să vă spun, ca și temă de gândire. Mulțumesc. Întrebarea numărul 2. Numiți-mi, vă rog frumos, o stradă din orașul Buzău, din județul Buzău, nu, din orașul Buzău, care nu este, care nu are grobe. Colonel Buzoian. Nu. Are niște găuri din alea frumoase la canalizare, salte niște. Și eu stau în Dorobanți și în Dorobanți îmi strig mașina fiecare zi când merg cu ea. În Dorobanți, mă iertați, noi suntem la țară, noi suntem la periferie, noi nu suntem băgați în seamă în Dorobanțul ăsta. Chiar nu vă interesează despre noi. Nu pe dumneavoastră neapărat ca și edil. Pe tot ce înseamnă primărie. Dumneavoastră sunteți acum la primărie. Nu, cu siguranță. Nu, cu siguranță, nici primarul care a fost până acum, nici eu interimar, nici primarul, indiferent care ar fi el și care ar veni, nu cred că putem să spunem că un edil nu are respect pentru cetățenii care l-au votat. Nu pot să cred așa ceva și chiar nu cred. Respectul față de cetățenii care l-au votat pe Xulescu... Și care nu l-au votat, sunt tot cetățenii primarului în funcție. S-a văzut. Este vorba despre Similească, este vorba despre cartierul Mihai Viteazu. De Dorobanți nu vă interesează pe niciunul. Deci s-a început Dorobanți 2 anul trecut, s-a terminat, deci s-a luat decizia... S-a pasat două străzi. Leului, care a fost trecut în caiete de foarte mult timp și de-abia acum s-a asfaltat. Primăverii, care la fel, aceeași poveste. Și acum să fac liniuță pe primăverie, a venit. S-a făcut integral micro-5-ul. Urmează ca și... Nu băgați fondurile europene cu primăria. Nu, micro-5 nu e făcut cu fonduri europene. Micro-5 este făcut cu fonduri proprii. Mihai Viteazu și Poște e cu fonduri europene. Restul sunt cu fonduri proprii. Nu sunt fonduri europene micro-5. Este efortul trecem propriu. Trecem și peste asta și credem că ne vorbim sincer. Trecem și peste asta. Vă dau cuvântul meu că sunt fonduri proprii micro-5, nu sunt fonduri europene. O ultimă întrebare către dumneavoastră. Vă rog. Biserica Ortodoxă Română
se supune acelor acelorași legi ca și muritorii de rând? Da, se supune tuturor legilor organice în România. Atunci, numai că iau legi frumos, speciale. Vă rog frumos, vedeți că pe Dorobanți 1, bloc 13 per 1, există mai multe sezizări către primărie pe care dumneavoastră nu știu dacă l-ați citit sau le-ați citit, asta e treaba dumneavoastră. Dar se întâmplă acolo ceva foarte urât. Blocul 13 per 1. Blocul 13 per 1. Puteți să-mi spuneți concret ce se întâmplă? Păi dumneavoastră mi-ați dat un răspuns la o, la o sesizare. Sesizarea fiind la modul că este o capelă mortuară la mai puțin de un metru. Gata, știu, știu despre ce este vorba. Este vorba de Dorobanți spre, spre Parcul Marghiloman. Da. Nu, e Dorobanți, unul nu este Parcul Marghiloman, păi, că ăla e mai departe de biserica noi. Este... Bun, rugămintea mea este dacă mai doriți să-l întrebați ceva pe domnul viceprimar sau dacă doriți să stabiliți altceva, imediat, pentru că ne apropiem, din păcate, am trecut deja de timpul dedicat pauzei. Bună, imediat termin. Să aibă în vedere domnul viceprimar cu atribuții de primar că acea biserică este și monument istoric. Se percepe și o amendă de 300 de milioane vechi. Se dă și un aviz de... un aviz al Ministerului Sănătății vis-a-vis de începerea activității ca și capelă a bisericii, ceea ce nu se poate că legislativ să scrie simplu și clar capela cimitirului, nu capela bisericii. Asta este o invenție politică, capela bisericii. Și dacă binevoiește domnul viceprimar să ne primească și pe noi cei cel puțin 8 semnatari din blocul respectiv la o audiență la dumneavoastră la birou. La cu cea mai mare plăcere, nu trebuie să vă înscrieți la audiență, ușa mea este întotdeauna deschisă și eu a fost... Eu m-am înscris la audiență, stimate domnule. La mine nu. Ori, iar stimata doamna secretara dumneavoastră m-a respins. Nu, secretara mea nu face, nu înscrie audiențe, vă rog să mă credeți. Nu, m-a respins, a zis că trebuie să mă înscriu. Bun, domnule Bârlă, când să vină domnul la audiență la dumneavoastră, ca să facem și treaba asta? Să stabilească acum când să vină. Bun, și când vine. Doriți să merge și vă așteaptă. Spuneți-mi programul dumneavoastră. Programul meu trebuie să fie de la 8 dimineața până la 7-8 seara când termin. Luni dimineața la 8 sunt la dumneavoastră. Când? Luni dimineață la ora 8 sunt la dumneavoastră. Luni dimineață la ora 8 și un sfert, ca să-mi beau și eu cafea. Foarte bine. Vă rog mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Mai aveam eu două întrebări cu privire la bulevardul Dar ca să îmi cer scuze, ca da? Să totuși să nu omitem absolut nimic, din punct de vedere al legislației pe care noi o păstorim, administrația publică locală, are toate actele în ordine, ce înseamnă autorizație, ce înseamnă entabulare, ce înseamnă carte funciară. Capela respectivă. Funcționarea ei, partea de a funcționa cu DSP-ul, așa, nu ține și nu este atributul primăriei municipiului. Da, și eu, mie una nu mi-ar conveni deloc să mă duc la geam, să-mi trag perdeaua și să mă uit în gura mortului, iertați-mă, absolut. Dar așa se întâmplă la oamenii ăștia în casă. Știu despre ce e vorba, nu e ceva nou. Da. Acum chiar știu despre ce e vorba, mi-am adus aminte. S-a întâmplat acum vreun an, un an și jumătate. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.